care sunt concluziile? Ce s-a hotărât? S-a hotărât ca în Spania pe 30 de zile acelor 3 inculpați. V-ați fi așteptat la decizia asta? Într-o oarecare măsură, da. Dar ce altfel mai te-au dorit atât de mult ca să fie luată o astfel de decizie? Faptul că a fost afectată siguranța națională, că s-a creat un climat de insecuritate socială și pentru a preveni atitudine antisocială, ar fi bine ca cei trei să fie cercetați în stare de arest preventiv. Veți ataca decizia? Da, am și declarat, am făcut conversații. Conversații? Cum au primit pe ăsta? S-așteptau? Într-o oarecare măsură s-așteptau și eu. Oh. Aveam însă speranță pe deși, am spus că măcar să primească un arest la domiciliu și nu neapărat arest preventiv. De au recunoscut în fața instanței toate aceste acuzații? Nu, au recunoscut situația de fapt. Dom'le, așa s-a întâmplat. Situația, încadrarea juridică, ei nu sunt specialiști în drept. Deci nu puteau să se pronunțe dacă sunt faptele respective. Însă în pledoariile noastre, cel puțin eu am spus că sub aspect subiectiv, ei nu au avut nicio clipă reprezentarea că fac parte dintr-un grup de criminalitate organizată sau că s-au organizat în acest grup pentru a comite infracțiuni. În niciun caz. Niciun caz. Deci, dacă ne referim la conținutul constitutiv al infracțiunilor respective, părerea mea că nu este realizat. Audierea jurnaliștilor din Marea Britanie ar putea să schimbe cumva situația lor? Nu cred. Pentru că ar fi o pată extrem de urâtă pe credibilitatea acestui post de televizor. Deci, informații din punctul de vedere, sunt comisă treaba asta. Ați putea solicita audierea acestor